Guvernanții ridică plafonul de impozitare pentru pensionarii din Sistemul Național de Ordine și Siguranță Publică. Este vorba despre pensiile militarilor, ale angajaților din poliție ori din penitenciare. Plafonul va fi crescut de la 2.000 la 3.000 de lei, asemenea impozitării pensiilor din sistemul civil. De această măsură vor beneficia aproximativ 200.000 de persoane. Impactul bugetar al acestei măsuri numai până la finele anului este de 34,6 milioane de lei. Începând cu luna octombrie, plafonul lunar până la care pensionarii nu vor plăti impozit pentru veniturile obținute din pensii, va crește de la 2.000 la 3.000 de lei. După proiectul de lege adoptat recent în Parlament, Guvernul a completat prin ordonanță de urgență astăzi categoriile de pensionari care vor beneficia de majorarea pragului până la care se aplică scutirile la impozitarea pensiei. Este vorba despre beneficiarii pensiilor militare reglementate de legea numărul 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat, contextualizez un pic această decizie, reprezintă o situație particulară pentru că începând cu anul 2016, sistemul de pensii militare nu mai face parte din sistemul public, fiind reglementat independent de legea menționată mai devreme, 223/2015. Militarilor, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare în activitate li se reține din soldă sau din salariul lunar o contribuție individuală la bugetul de stat. Măsura vine după ce mai mulți beneficiari ai pensiilor cu sistem special s-au arătat nemulțumiți de faptul că nu vor înregistra niciun fel de mărire. Printre cei nemulțumiți se numără și minerii, dar și persoanele cu dizabilități care, de asemenea, nu au primit majorări ale indemnizațiilor. Guvernanții dau însă asigurări că pe viitor vor fi rezolvate toate aceste inechități. Trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani din Orlat, Porumbacu și Tălmaciu riscă să ajungă după gratii. Băieții sunt bănuiți că au tâlhărit în plină stradă un cetățean străin. Totul s-a petrecut, spun anchetatorii, în 8 septembrie, pe strada Abatorului din Sibiu. Cei trei și-au atacat victima, un bărbat de 41 de ani, și i-au furat portofelul. În încercarea de a scăpa cei trei bătăuși, victima a fost rănită, așa că a avut nevoie de îngrijiri medicale. În timp ce victima era la spital, cei trei s-au gândit să profite de captură, așa că au mers în mai multe magazine din oraș, unde, folosind cardul victimei, au făcut cumpărături de 1.000 de lei. Afacerea celor trei s-a încheiat însă în scurt timp. Aceștia au fost prinși de polițiști și reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, au ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți pentru a afla sentința cu privire la măsurile privative de libertate care le vor fi aplicate suspecților. În ziua de 11 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu au reținut trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, domiciliați în județul Sibiu, cercetați penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Cei trei sunt bănuiți că la data de 8 septembrie, în jurul orei 1:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau pe strada Abatorului din municipiul Sibiu, l-ar fi lovit cu mai multe obiecte contundente pe un cetățean străin în vârstă de 41 de ani și ar fi sustras portofelul în care bărbatul avea documente personale, 400 de lei și un card bancar. Ulterior, folosindu-se de cardul bancar al victimei, tinerii ar fi efectuat mai multe cumpărături din magazine din municipiul Sibiu, prejudiciul creat astfel prin activitatea infracțională fiind de 1.000 de lei. Totodată, victima, în urma leziunilor suferite, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii sibieni au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor trei bănuiți, urmând a fi prezentați unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. În ciuda proiectelor pilot de a oferi o masă caldă școlarilor la nivel național, tot programul Lapte și Corn rămâne baza. În județul Sibiu, spre exemplu, sunt numai puțin de 40.000 de preșcolari și școlari care beneficiază zilnic de aceste alimente. Iar pentru copiii proveniți din medii sociale defavorizate, paharul cu lapte și cornul pot să reprezinte singura masă din acea zi. Distribuția alimentelor se face tot de către firmele care s-au ocupat de program și în cursul anului trecut. Este vorba despre un contract multianual semnat anul
trecut. În baza acestuia, în zilele de luni, marți și miercuri, preșcolarii și școlarii primesc lapte și corn, iar joi și vineri primesc iaurt, biscuiți și mere. Valoarea totală a contractelor se apropie de 14 milioane de lei fără TVA. Cel mai mare contract, de peste 8 milioane de lei, este pentru lapte și iaurt. Pentru produsele de panificație s-a alocat suma de puțin peste 3,5 milioane de lei, iar fructele costă aproape 1,8 milioane. După aproximativ 12 ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit miercuri dimineață la un depozit de deșeuri din Viile Sibiului. Pompierii au rămas totuși în zonă pentru a se asigura că au fost stinse în totalitate toate focarele. În urma cercetărilor de la fața locului s-a stabilit faptul că incendiul a avut ca și cauză autoaprinderea, mai ales că vorbim despre deșeuri textile care se pot încinge cu ușurință. Aseară, în jurul orei 18:30, incendiul care a izbucnit de dimineață la un depozit de deșeuri a fost lichidat. La fața locului, pompierii au rămas până în această dimineață pentru a supraveghea zona, întrucât exista acolo o cantitate mare de deșeuri. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este autoaprinderea. Reamintim faptul că alarma s-a dat miercuri dimineața când s-a făcut anunțul că în Viile Sibiului a izbucnit un incendiu cu flacără și degajare mare de fum. S-a luat decizia emiterii unei avertizări RO-alert, iar mai apoi s-a cerut suplimentarea forțelor. În sprijinul pompierilor au sărit și cei de la Societatea de Apă și Canalizare, care au venit la fața locului cu 3 cisterne de apă pentru a ajuta aprovizionarea. În timpul incendiului au ars numai puțin de 200 de tone de deșeuri textile. Conducerea sub influența alcoolului, conducerea fără permis, ori rularea de mașini înmatriculate se numără printre cele mai des întâlnite infracțiuni rutiere comise de către sibieni în trafic. Numai în ultimele ore, polițiștii rutieri au întocmit 2 dosare penale. În unul dintre cazuri este vorba despre un bărbat prins în Dumbrăveni cu mașina nenmatriculată, iar în cel de-al doilea caz este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a urcat la volan deși avea permisul suspendat. În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au constatat 2 infracțiuni la regimul rutier. În 11 septembrie, în jurul orei 8, în orașul Dumbrăveni, un localnic în vârstă de 37 de ani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat sau neînregistrat, iar la data de 12 septembrie, în jurul orei 2:30, în municipiul Sibiu, polițiștii Biroului de Ordine Publică au oprit pentru control un autoturism condus pe șoseaua Alba Iulia de către un sibiu an în vârstă de 26 de ani. În acest caz, polițiștii au constatat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile articolului 335 aliniatul 2 din Codul Penal. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale. Polițiștii fac apel la conștientizare atunci când vine vorba despre teribiliști care urcă la volan. Nu puține au fost cazurile în care consumul de alcool ori lipsa experienței la volan au dus la adevărate tragedii pe șosele. Poți cu ștate vechi în străinătate, un medieșan a încăput pe mâna polițiștilor sibieni. Bărbatul a fost reținut în urma numai puțin de 3 percheziții domiciliare făcute de polițiștii de la investigații criminale. La intervenții, oamenii legii de la Sibiu au beneficiat de suportul omologilor din Austria. Bărbatul reținut este bănuit că ar fi avut o adevărată rețea de subalterni care acționau la comanda lui. Din cercetările efectuate de autoritățile austriece a rezultat că în perioada aprilie-mai 2024, un bărbat de 46 de ani din municipiul Mediaș ar fi instigat mai multe persoane să sustragă utilaje de construcții din sediile unor societăți cu puncte de lucru în Austria. Prin activitatea infracțională a persoanelor în cauză s-a creat un prejudiciu în valoare de 244.000 de euro, anunță oficialii IPJ. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit o parte din bunurile sustrase, dar și alte obiecte despre care se crede că sunt tot furate, dar din alte state. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal, iar ulterior a fost pus în aplicare mandatul european de arestare.